deputat, domnule secretar de stat, domnule subprefect, domn părinte protopop, sfinților părinți, domnilor consilieri locali, doamnelor și domnilor, mă simt extrem de onorat să mă adresez cu această ocazie dumneavoastră și vă rog să mă înțelegeți că sunt năpădit de foarte, foarte multe emoții. Să vorbești oamenilor din orașul tău, din localitatea ta, despre centenar, este o cinste extraordinară și o onoare foarte mare. Până la urmă, despre ce vorbim? Vorbim despre centenar. Ce înseamnă centenarul? Înseamnă iubire, înseamnă dragoste, înseamnă dragostea înaintașilor noștri pentru popor, pentru țară și pentru neam. Unirea țărilor române a fost un vis de veacuri. Pentru prima dată, Mihai Viteazul la 1600 unește cele trei țări române. Din păcate pentru noi și pentru destinul nostru, trădarea a făcut ca acea unire să dureze foarte puțin. A fost necesar 259 de ani până la 1859, când s-a săvârșit în 24 ianuarie 1859 mica unire, când țara românească s-a unit cu Moldova. Visul de aur, nădejdea, speranța sădită de Mihai Viteazu a dat roade. Au fost timpuri grele, dar poporul român a avut speranță că va veni ziua Marii Unirii. În 1918, la 27 martie, a fost rândul celor din Basarabia să se unească cu țara. 28 noiembrie, Bucovina s-a unit cu țara. Și a venit ziua de 1 decembrie 1918, când Transilvania, Banatul, Crișana și țara Maramureșului, în sala mare a Unirii din Alba Iulia, s-au unit cu țara. A fost și este o sărbătoare a celor mulți, a norodului, a poporului, până la urmă ei au înfăptuit unirea. În Războiul Sfânt, 1916-1918, marea majoritate a celor care au murit, au murit în speranța că România va deveni o țară unită, o țară mare, așa cum îi stă bine, o țară bogată. În 1920, în revista Cultul Eroilor, Regina Maria, Regina Inimilor, spunea să avem grijă de mormintele celor căzuți, să-i cinstim și mai ales să ridicăm monumente în onoarea lor și să zidim biserici unde Sfinții Părinți să-i pomenească și să-i cinstească. Acest monument din spatele meu, eu cred că este efortul conjugat al tuturor oamenilor din Oltenița, dar în special a celor care au compus Consiliul Local, care acum 5 ani au hotărât că oltenițenii merită un asemenea monument. Păscuturile, cele 6 scuturi din jurul statuii, sunt trecuți toți eroii care au căzut în al doilea război mondial. Dar tot anul acesta s-a tipărit o carte sub semnul centenarului. Aici avem eroii din Oltenița care au căzut în toate războaiele pentru apărarea patriei. Și aici mă refer la războiul din 1853. Cei care își aduc aminte, 24 octombrie, bătălia de la Oltenița, războiul de independență de la 1864,
877, bătăliile de la Oltenița-Tutracan. Aici avem peste 200 de eroi căzuți în primul război mondial. Mă gândesc că în parcul tematic de la Focșani, unde se plantează pentru fiecare erou cât un stejar, acolo avem și noi peste 200 de stejari. Iar în al doilea război mondial au căzut și mai mulți oltenițeni. Oltenițenii merită acest efort pe care administrația publică locală l-a făcut. Mă bucur că sunteți atât de mulți astăzi când vorbim despre ei. Pentru că e destul de frig, vreau să vă doresc la mulți ani oltenițeni, la mulți ani români, la mulți ani România.